Tendințe alarmante. Doar de la începutul acestui an, 160 de oameni și-au pus capăt zilelor, iar peste 1000 de persoane cu gânduri suicidale au cerut ajutor la 112. De cele mai multe ori însă, oamenii care ajung la acest gest extrem nu mai cer ajutor, iar cei din jur își dau seama despre problemele lor doar după tragedie. Depresia, neînțelegerile cu cei dragi, dar și alcoolul și drogurile sunt doar câteva din cauzele care, în momente de cruntă disperare, îi împing pe oameni să-și încheie brusc socotelile cu viața. Depresia cronică poate duce de cele mai multe ori la cazuri sau tentative de suicid. Doar de la începutul acestui an, peste 1000 de persoane au apelat la serviciul de urgență 112 pentru a cere cu disperare ajutor. Din păcate, 160 nu au mai putut fi salvate. De la începutul anului 2021 până în prezent au fost înregistrate 1099 de cazuri cu tentative de suicid. Cele mai multe cazuri de obicei sunt în jur de 354 tentative de suicid medicamentos. Compoziția mai jos este tentative de suicid cu plagă tăiată, 300 de cazuri, și avem situații când persoanele decid să se stranguleze sau să se arunce de la înălțime. Se întâmplă că persoanele se autoincendiază sau folosesc arma pentru a-și pune capăt zilelor. Potrivit psihologilor, depresia cronică netratată îi face pe oameni să recurgă la astfel de gesturi disperate. De obicei, depresia începe cu simptome ușoare care pot evolua. De aceea trebuie să monitorizăm comportamentul celor apropiați. Persoana sau doarme prea mult și nu este odihnită după aceasta. Are probleme cognitive, nu poate să memoreze așa cum era mai înainte, nu are probleme de deficit de atenție, are gânduri sau spune ceva de genul că sunt neputincioasă, nu am încredere în viitor, totul este, se vede în negru, da? Poate să fie unele simptome de depresie. Depresia este o boală care poate fi tratată cu succes doar în urma intervenției unui specialist. Depresia se tratează de către un specialist. Este o boală care necesită tratament, chiar mai majoritatea de cazuri, tratament medicamentos. Dar noi trebuie să fim alături. Cum? Întrebăm, vorbim, discutăm, încercăm să vedem ce se întâmplă cu el sau cu ea. Nu știu, venim deseori, mai des decât de obicei. Da? Deci, o atenție respectuoasă. Și aceasta poate nu lecuiește, dar poate să motiveze persoana să meargă la un specialist. Oamenii spun că fie s-au ciocnit cu stări depresive, fie au avut prieteni cunoscuți prinși în mrejele acestei capcane. Были даже есть те, которые совершали суицид, но неудачно. И у меня много подруг, которые были в таком состоянии и совершали такие поступки. Это очень важный вопрос, который нужно разбирать очень подробно, потому что у каждого человека бывают тяжелые ситуации. И они часто приводят к таким состояниям, которые невозможно излечить. Симптомы депрессии, как антипатия, сау, într-o oarecare parte, să devii un introvert, chiar dacă ai fost extrovert, sau să devii un pic sociopat. Apatie, lipsa de dorință, omul nu înțelege ce vrea să facă, își pierde în general plăcerea de la viață. Așa își caracterizau. Da. Psihologii spun că de regulă persoanele care intenționează să se sinucidă dau semne clare că se pregătesc de un sfârșit. De aceea părinții sau prietenii trebuie să fie foarte atenți la astfel de detalii. Ceea ce pot să observe membrii familiei, da, pentru că gândurile noi de regulă nu le observăm dacă persoana nu le împărtășe. Atunci acțiunile noi putem deja să le vedem. Oamenii încep cumva să-și ia rămas bun de la cei apropiați. Pot să le ofere cadouri unele obiecte prețioase pe care le-au avut. De exemplu, un album muzical cu o semnătură oarecare pe care ținea el foarte drag și poate să dea cuiva. Da? Deci, haine, alte lucruri, banii, da? Sau încep să scrie conturile bancare, să le dea la rudica. Dacă ceva se întâmplă cu mine, ia ca să știți informația. Da? Și aceasta poate să fie un semn alarmant. Potrivit statisticilor, oamenii recurg la astfel de gesturi, în special în zilele de sărbătoare. Este o statistică sau o lege deja formată, deja suntem pregătiți ca în zilele de sărbători să fie mult mai multe situații de sinucideri sau tentativ de sinucideri, cu părere de rău, și asta se menține constant. De exemplu, dacă să luăm
privind ziua de ieri, din ceea ce au înregistrat colegii, sunt în jur de 14 situații cu tentativ de suicid. Ulterior, operatorul comunică cu el și în același timp încearcă să sustragă de la acțiunea pe care vrea să o întreprindă și sunt alarmate poliția, pompierii și ambulanța. Explicația este simplă. Pentru că distrăbători, noi vrem să fim fericiți, noi vrem să fim veseli. Când eu am o problemă gravă, eu nu pot să fac aceasta. Veselia din jur încă mai mult agravează sentimentul meu de singurătate, posibil de unele regrete pe care le am. Anul trecut în țara noastră au fost înregistrate aproximativ 400 de cazuri de suicid. 328 de persoane care au recurs la acest gest au fost bărbați. Statistica tristă mai arată că 185 de sinucideri au fost comise de persoane singuratice, printre care adolescenți și adulți necăsătoriți sau divorțați.